Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit în cadrul emisiunii Oamenii Locului. Astăzi l-am alături de mine pe Nicolae Toni Dincă, scriitor, actor și mai nou și regizor. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua. Domnule Toni Dincă, spuneți-ne care este meseria dumneavoastră de bază, să știe tot poporul. Bine, nu prea are așa multă importanță. Sunt polițist într-o localitate rurală, undeva în zona Drăgănești. Și cum se împacă această meserie cu lumea culturală în care sunteți angrenat cu toate forțele? Păi, ca să punem lucrurile în ordinea lor firească, mai întâi a fost atracția pentru activitatea cultural-literară, ca să spun așa. Nici prin cap nu mi-a trecut undeva prin anii 90-91 că o să ajung polițist, am ajuns din întâmplare. Atunci cochetam cu teatru, terminasem școala populară de artă, secția actorie, regie la Craiova, treceam de eliminatoriile de la IATC, cum îi spunea atunci, și cădeam cu brio, pentru că la momentul ăla nu intrau decât 4 băieți și 4 fete. Aveam o trupă de teatru în Slatina, pe lângă Casa Tineretului, unde am jucat împreună cu regretatul Relu Monete. Făceam turnee cu satira și umorul și participam la diferite festivaluri de gen din țară, așa mi-e Craiova, Giurgiu, mă rog. Deci nu sunteți nou, acum intrat în această lume. Nu, de asta spun. Cum ar crede poate unii... Detractori. Da. Deci asta e ordinea firească a lucrurilor. După aceea, la un moment dat am simțit că e nevoie de o cotitură, pentru că, ca și azi, din artă nu se câștigă și se trăiește la nivel minim spre mai jos. V-au îndemnat și părinții, băiete, apucă-te de ceva serios? Sau a fost alegerea? Nu, cred că de vină sunt vremurile pe care le-am trăit în perioada aia și mai e de vină, ca să spun așa, un prieten de-al meu de atunci, Dan Iordache, care zice, bă, toți sunt și n-am prea avem ce face. Eram angajat, evident, atunci lucram la o societate în Slatina, că meseria mea de bază, să spunem adevărul, eu sunt sudor, frate, care nu se mai face acum, după câte știu. Dar dintre cei care au participat la concursul pe meserii pe țară, cum se făceau atunci, am luat locul întâi pentru cea mai bună care practică, locul doi pe la Bacău, pe la Focșani, pentru că erau ele organizate. Deci multitalentat, și sudor, și polițist, actor, regizor. Cred că meseria de sudor e oarecum legată de latura artistică. Trebuie să fii creativ. Da, acolo trebuie să știi ce faci. Trebuie să... ești un mic demiurg, construiești cu mâna ta. Și probabil că și asta m-a atras la meseria respectivă. Faptul că îmi strânea spiritul creativ. Da, să revenim. Să revenim, da. Am făcut o divagație care, mă rog, poate că datorită era necesară. Unui prieten, așa, sau din cauza? Nu știu cum să spun, hai să zicem datorită. Datorită. Sau datorită și din cauza, și din ca cauza, să spun da, și așa. Da. Asta zice într-o zi, bă, hai să facem un dosar, că uite, el locuia pe lângă școala de poliție. Ce fac ăștia la 6 luni ofițer de poliție? Nu mi-a venit să cred. Era un cadrăl din rândul civililor. Nu, era școala de poliție, atunci era în Slatina, dar înțelesese el greșit, că dacă mergem la ofițeri. Mai mult de gura lui am făcut dosarul. Era vorba de o limbă străină, limba română și istoria. Nu mi-a fost frică, pentru că și acum îmi place istoria și citeam compendii de istorie, de Pascu, de Giurescu, de... Și era vorba de istoria românilor, dar eu citeam și istoria universală, de exemplu, m-a atras foarte mult istoria Franței și chiar am citit foarte mult și beletristică cu privire la istoria Franței, dar și de specialitate. Deci v-ați descurcat cu brio la, da, la proba scrisă. M-am dus acolo, el săracul, după ce ne făcusem dosarele, când să facem proba, sau mă rog, fișa medicală, nu... a trecut de oftalmologie, că avea policromie.
dacă mă vede, știe că nu mint. Și dacă tot am apucat să dau niște bani, să zic, hai mă, să dau. Am intrat în sală și au fost mulți, erau 1000 și ceva de locuri atunci, 1100, parcă nu mi-aduc aminte bine. Și aveam un frate care între timp mi-a murit, care era, e fratele meu cel mai mare, era fratele meu cel mai mare. Și dacă am intrat în sală, erau 100 și ceva de... Cred că a fost primul oară când s-a dat test grilă. Mi-a fost foarte ușor. Și, mă rog, am ieșit cu limpede. Ăsta când s-a dus, nici nu m-am dus să verific dacă am luat, s-a dus fratele meu. Și-a luat-o de la coadă. Și-a tot căutat, a căutat până pe la poziția 63, că pe acolo cam ăla am... Da, acolo v-ați încadrat. Da. Și cam asta a fost de am ajuns eu polițist. Întâmplarea v-a făcut să fiți polițist, să aveți o meserie, un câștig, un venit, da, sigur. Da, asta era ideea. Și către artă când v-ați către artă, îndreptat o, din a fost, nou? A fost o perioadă, nu știu, de vreo 10-15 ani chiar. Știi, am avut întotdeauna senzația, când n-am mai fost pe scenă, că mi s-a furat păpușa și... Cei care știu cu ce să mănâncă și sunt infectați de microbul respectiv cunosc senzația. Aveați un regret. Da. Mai scriam și pe vremea aia, pentru că inspirația te lovește așa. Vine ca o... Ca o nălucă. Ca o nălucă. Bum, și mă trezeam, ca și acum, noaptea, și notam versuri. Gândurile, sau strofe. Notați-mi. Nu, versuri, strofe. Foarte multă maculatură, cum îi zic eu, era de pe vremea aceea. Multe le-am pierdut. Mă rog, s-a întâmplat. Revenirea, mă întreb de revenire. Da, să nu arunc trecutul așa în derizoriu. Și atunci, după ce a murit, după ce Relu Monete vorbea în Casa de Cultura Tineretului. Da, de trupa de teatru. De trupa de acolo. Relu Monete, la un moment dat, a renunțat. Acolo am încropit o trupă de teatru cu prietenii mei. Și am pus în scenă o piesă mai puțin cunoscută a lui Caragiale, nu știu cât o știu. E vorba de farsa într-un act O soacră. Și aia a fost primul în 91. A fost prima mea încercare regizorală. Și eram și în calitate de actor, jucam așa. Mă rog, a fost frumos, am dat vreo două reprezentații, dacă mi-aduc bine aminte. Și a urmat anul în care am renunțat și am plecat la poliție. Revenirea se leagă... s-a întâmplat după vreo 15 ani. Da, revenirea se întâmplă în 2013, cred. Da, odată cu punerea în scenă a piesei Măgura de George Smarandache. Unde a jucat și Claudiu Bleons. Unde a jucat împreună cu Claudiu Bleons, da. Un bun prieten pe care îl cunosc de atunci, de când jucam la tineret și vorbesc de Vali Ciurea și îi mulțumesc și pe calea asta că... V-a redescoperit. Da, nu m-a redescoperit. V-a relansat. Ne-am întâlnit pur și simplu pe stradă și îi spuneam că mi-e dor să mai joc și ce, păi uite, vino că e un casting pentru Măgura. Iurea, total la Iurea. Deci cred că aici vezi, asta e mâna este destinului destin, cumva. Probabil, nu știu. Am fost întotdeauna confuz să cred că e destin, soartă, întâmplare, nu. Mă rog, nici nu vreau să mă pronunț că sunt pe terenul alunecoase. V-ați întâlnit și v-a propus să da. Mergeți la casting. Da, am mers la casting, m-a dus pentru un rol și până la urmă mi s-a dat al rol și tot așa. Am văzut niște discuții pe Facebook și pe alte rețele că nu știu care... Se făcea un fel de clasament, că nu știu câte piese au fost jucate de cele mai multe ori. Ca să repunem adevărul pe făgașul lui normal, trebuie să spunem că piesa Măgura a fost cea mai jucată piesă dintre piesele puse în scenă de trupe din Slatina. A avut 27 de reprezentații, printre care... Și în străinătate. Și în străinătate, dar am fost la Londra și am jucat în amvonul unei biserici, în altarul unei biserici. Mă rog, protestante, cred. Da. După aceea, cursul a fost firesc, cumva. Ați fost ales să jucați și în alte piese. Da, și da. Acum mi-a propus, puneți propriile piese în scenă. Da, mi-a propus colegul Nicu Popa să joc în diferite piese. Am jucat, de asemenea, în a doua piesă ca... număr de jocuri pe scenele
din țară și din străinătate este Ivomice Coide Maramureș, care s-a jucat de 17 ori, cred. Da, chiar și în Milano a jucat, da, la Teatrul Oscar. După aceea am jucat în, nu știu, am făcut la un moment dat am numărat așa câte piese am jucat și cred că asta cu Dele Carnavalului în care am jucat acum recent, am jucat vreo 21 de piese. S-ar putea să mă înșel. Ca să revin la chemările arhaice ale culturii în ceea ce mă privește, eu am făcut liceu în Balș. Și acolo era o brigadă artistică, cum se făcea pe vremuri, la Casa de Cultura Tineretului și am avut ocazia să joc cu Marian Bărăscu, iar un vechi prieten care acum e la Drăgășani. După aia, astea sunt începuturile, acele începuturi firave care m-au atras, care mi-au băgat în suflet magia scenei. Deci nimic, da? Din ce se întâmplă acum nu e întâmplător. Nu, încă da. Din liceu aveați, cochetați cu actoria, cu teatru. Da, noi, cum a terminat liceu, m-am luat în armată. În armată se făceau la fel, se punea mult accent pe cultură, că așa voia partidul atunci. Și am reușit să merg la Cântarea României cu satiră și umor și chiar am luat locul 3 pe țară în 87 împreună cu colegul meu Dragoș Ologeac, dacă cumva mă va vedea, salut cu drag, din București. Și tot împreună cu el am făcut armata în Bârlad și am jucat și în prima piesă de teatru regizată de un regizor adevărat, vorbesc de Bogdan Nacu, de la Teatrul Național Victor Ion Popa din Bârlad, și am jucat piesa În Încercuire, fiind în armată, era vorba de o piesă cu caracter militar, da, era vorba de un grup de soldați prinși în spatele linilor germane, mă rog, scrisă de Grigore Voicu, cred, da. Dintre toate rolurile pe care le-ați jucat, care vă este cel mai drag sufletului? Aveți așa un rol care, să spuneți, da, domne, ăsta mi-a apropiat de suflet? Nu știu, toate îmi sunt dragi, în toate pun suflet, pentru că altfel nu-mi ies. Dar dacă e să mă întreb care mă exploatează, între ghilimele, sau care mă obosește cel mai mult, cel care mă, după care mă simt extenuat ori de câte ori îl joc, este rolul Dragomir din Năpasta. De altfel, singurul rol de dramă, ca să spun așa. Aba nu, că am mai jucat și în Încercuire, era tot dramatic, și în Corivia cu iluzia lui a maestrului Cornelu Drea. Da, el este, rolul ăsta, rolul Dragomir... Vă solicită cel mai mult. Da, are mai multe stări, are mai mult... îți captează toată atenția. E vorba de multă uzură interioară, ca să spun așa. Mai nou, sunteți și regizor. Ați pus în scenă piese scrise chiar de dumneavoastră. Da. Cum e să fii dincolo de scenă? Păi aia e că nu prea pot să fiu dincolo de scenă. Eu sunt dintre acei, așa zici, regizori care mai întâi au jucat ca actor și după aceea s-au transformat în regizori. Și, de exemplu, în Nuntă Încurcată, inițial nici nu jucam. Dar s-a întâmplat să... N-ați putut să stați deoparte? Nu, s-a întâmplat să n-am bani suficient pentru lăutar și a trebuit să faci pe lăutarul. Și atunci am intrat să joc și să fac și rolul ăsta. Nu poți să stai departe. Cum e de greu? E greu să te detașezi de scândura aia, știi? Că te obișnuiești să joci acolo, să fii atent la ceea ce ai de făcut, la ce fac colegii tăi, să fii atent din interior, ca să spun așa. Probabil că m-a ajutat latura mea duală, Gemeni fiind născut pe 2 a 6 cu Mareșela Antonescu și cu nebunul de Muguru Mihăiescu. Așa. Uneori, adică mă adaptez ușor și mă mai duc și în sală sau sus în regie. Dar de obicei stau acolo să văd lucrurile la cald. Pe lângă regie și actorie, v-ați ocupat și cu scrisul și v-ați ocupat temeinic.
Am aici două cărți, ultimele dumneavoastră cărți pe care le-ați publicat, este vorba de Lumina Dragostei, un volum de poezie și un titlu aici care îmi smulge așa un zâmbet, Vindecătorul de proști, o carte de proză. Proză scurtă, umoristică. Eu sunt mulțumit că numai citindu-i titlu ai zâmbit, dar sunt convins că dacă vei citi și conținutul, măcar dacă nu vei zâmbi, vei râde. Îmi faceți cadou o carte și promit. Sunt ale tale. Mulțumesc. Evident, cu dedicație. Dedicația te costă, el nu te costă nimic. Sigur că da, plătim, da. Nu este problemă. Da. Mai e până la pensie, nu? Da, mai e puțin. Da. Ați scris mai multe cărți, ați luat și un premiu pentru scrierile dumneavoastră sau mai multe premii? Spuneți-ne cum a fost. Mie nu prea îmi place să dau cu var pe dude, dar... Nunta încurcată a câștigat un premiu la concursul Dor de Dor de la Călăraș de literatură, ca să le amintesc pe ultimele. Și eu scriu și fabule, latura asta a mea satirică, satirico-umoristică. Și tot la îndemnul prietenului Vali Ciurea am trimis o fabulă la concursul umoristic, povestea vorbii la Râmnicu Vâlcea. Și s-a întâmplat să câștigem un premiu 3. Neașteptat, nu vă așteptați. Mă, sincer, nu mă așteptam, că a avut și aia, a avut o odisee. Trimisesem, rugasem pe Vali să-mi trimeată textele printr-o societate care se ocupă cu curieratul. N-au ajuns, am trimis practic acea fabulă cam în ultima clipă, la limită. Că... Uite că a fost cu noroc și ați obținut premiul 3. Nu, m-am... Ce... Da, sunt bucuros. Este un motiv de bucurie, da. Într-adevăr. Ce puneți acum în scenă, ce aveți în lucru și ce planuri aveți de viitor? În scenă și profit de ocazia asta să vă invit pe toți la premiera din data de 8 decembrie. În scenă pun, ziceam, Doctor Croitor de Dame de Georges Faydeau, o comedie bufă. Care mi-a plăcut mie că e oarecum actual, așa o să vedeți de ce. După asta cred că am făcut o a treia piesă de teatru care cuprinde câteva idei din volumul Vindecătorul de Proști. Este de asemenea o satiră. O să-i spun Vindecătorul de Proști, că dacă tot te-a surprins pe tine titlul și te-a surprins în mod plăcut. Este un titlu deși înțelept. E pre-idealist, nu cred că va vindeca cineva prostia. Platon zicea acum... Dar nici nu cred că trebuie vindecată. Până 600 înaintea erei noastre că îl citez, cu prostia și zeii se luptă în zadar. Bine, mulți l-au preluat și l-au preluat zicala și au parafrazat cumva. Au parafrazat-o în felul lor, nu știu. Măcar ăsta, personajul meu, încearcă. Îi vindecă, dar îi vindecă între ghilimele, prin mijloacele lui empirice și mai multe nu spun că o să încerc să o pun la anul pe scenă. Și intenționez, tot în calitate de regizor, probabil că și actor, să pun pe scenă o a doua piesă clasică, nu știu, mă gândesc, am mai multe variante în cap. Domnule Toni Dincă, ce vă place mai mult să puneți în scenă? Piesele scrise de dumneavoastră sau cele scrise de alt autor? Nu mi-a pus niciodată problema așa. Practic, piesele scrise de mine sunt mai ușor de gândit pentru că le-am lucrat, așa, dar nu mi-e frică nici de celelalte. Din contră, cred că a pune scene piesele scrise de alt autor este o provocare și mă strânește, ca să spun așa, strânește imaginația, spiritul meu creativ. Cam asta. Nu am o preferință, ca să spun așa. Vă mulțumesc frumos că ați participat la emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, că ne-ați urmărit. Vă reamintesc că pe 8 decembrie avem premieră la teatru cu Doctor Croitor de Dame. De Georges Faydeau, în traducerea colegei mele, Ionela Eugenia Mateșică.
profesoară de franceză. Noi vă mulțumim din suflet că ne-ați urmărit și de această dată. Vă dau întâlnire data viitoare. La revedere! La revedere!